Muzeul Regiunii Porților de Fier invită toți copiii să participe la atelierele educative ce se vor desfășura aici, începând de mâine până de 1 iunie. Cei mici vor avea parte de numeroase surprize, între care ateliere de creație și expoziții de pictură. Porțile muzeului vor fi deschise inclusiv de Ziua Copilului, când cei mici sunt așteptați să sărbătorească într-un cadru de poveste. Ziua Copilului se apropie cu pași repezi, iar la Muzeul Regiunii Porților de Fier, pregătirile pentru organizarea evenimentelor dedicate celor mici sunt întoi. Aici sunt pregătite mai multe surprize pentru copii. Ce poate fi mai frumos decât să sărbătorești îngerii planetei? 1 iunie este ziua lor și noi, părinți, bunici, toți cei pe care îi iubim, îi prețuim, îi creștem cu cea mai mare dragoste, vrem să le sărbătorim această zi specială, în mod special și deosebit. Mâine, 28 mai, începem la ora 9, printr-un eveniment pe care noi îl considerăm că este unic, este primul vernisaj al unei expoziții personale, a unei eleve de 10 anișori. Sperăm să fim cei care îi aducem norocul în viață, pentru că talent are foarte mult. Prin intermediul jocului, copiii vor descoperi pe înțelesul lor câteva secrete ale muzeelor, având ocazia să experimenteze practic diverse forme de artă și să participe la ateliere care le dezvoltă imaginația. Avem frumoși elevi de la școala 14, au venit să participe la ateliere de creație. Noi sperăm să-i motiveze vernisarea expoziției, să-i motiveze să realizeze și ei lucrări foarte bune, pentru că apoi le vom expune pe cele realizate și de ei. Vor avea jocuri, vor avea muzică, dans. De asemenea, copiii vor avea posibilitatea să viziteze gratuit împreună cu însoțitorii lor întregul muzeu.